dimineața, domnilor și domnilor, 26 februarie, marți, începem a doua zi de trade cu, bineînțeles, analiza tehnică daily pe care o facem în fiecare dimineață. Calendarul economic de astăzi conține nu foarte multe știri, dar destul de importante și, în primul rând, se remarcă la ora 8, ora României, speech-ul guvernatorului King al Băncii Angliei, după care la ora 12 vom avea Inflation Report Hearings-ul pe Marea Britanie, iar ulterior vom avea la ora 17 pe partea nord-americană, respectiv Statele Unite, CB Consumer Confidence-ul, acele audieri a lui Bernanke în fața Congresului asupra statementului politicii monetare și respectiv New Home Sales-ul tot la ora 17. Mai sunt câteva știri cu impact mediu, cum ar fi CBI Realized Sales-ul pe Marea Britanie, de asemenea avem S&P Composite HPI-ul pe Statele Unite. La ora 20:30 avem speech-a lui Fisher, membru MPC în Marea Britanie. Ok, hai să vedem ce s-a întâmplat cu principalele produse de tranzacționare și ATS-500 se pare că acea corecție de care vorbeam, deci care o presupuneam ca urmare a pattern-ului format pe graficul daily, un double bar high, lower close, în perioada precedentă cu atingere la 1530-94 a fost urmat de un bearish outside bar foarte puternic care ne indică o corecție care ar putea să meargă până pe zona săptămânală de la 1474-35, deci probabilitatea de trade este short. Atenție la divergența bullish ascunsă în formare, se observă această divergență și asta înseamnă că trebuie să acordăm o atenție sporită pe această zonă săptămânală de 1474-35. Dow Jones, mișcare, scuzați, am greșit indexul. Dow Jones, acum ar trebui să meargă. Bearish outside bar după ce a făcut un nou high la 14.081.58, trecere frumoasă prin două zone daily, targetare spre 13.698, zona săptămânală, probabilitate de trade short, după părerea mea o astfel de corecție ar putea să meargă ușor spre 13.331.56, de asemenea zona săptămânală. De urmărit break-ul la zona de la 13.698 pentru continuarea trendului spre 13.331.56. Petrolul s-a menținut într-o stare de consolidare între 94-25 zonă săptămânală și respectiv 92-14 zonă daily. Ieri deschidere cu gap, dar în același timp cădere. Dacă va fi format un swing high cu structură de lower high, vom avea o continuare probabil a căderii petrolului până pe zona de la 89, spun eu, cu trecere din 92 și 14, deci o continuare a acestei corecții și cu probleme pe zona daily de la 90-42, deci probabilitate de trade short și pe petrol. Indexul dolarului, apreciere vizibilă pe dolar, dolarul un bullish outside bar de mari proporții cu presiune pe zona săptămânală de la 82.05 sau hai să spunem 82 număr rotund, probabilitatea de trade rămâne în continuare bullish, observăm, nu se vede niciun fel de divergență și a spune că e foarte posibil ca astăzi să vedem o presiune pe spargerea lui 82 zonă săptămânală. Nikkei-ul, o bară bearish imensă după ce a făcut un nou high la 11.695, revenire pe pivotul daily de la 11.057. Acest bearish outside bar ne arată o probabilitate ridicată de
corecție, după părerea mea, o corecție interesantă. Hai să căutăm zonele sau să vedem care ar fi zonele de corecție care ne interesează și din punct de vedere al retracement-ului Fibonacci, da? Plecăm după un low extrem și mergem de asemenea pe un high extrem și observăm că o corecție interesantă ar însemna 10.215 pe zonă lunară de altfel de pivot, fostă zonă lunară de pivot de la 10.215 și nu este exclus să vedem această corecție. Probabilitatea de trade și probabilitatea de reversal, de fapt, este destul de ridicată și acordăm o probabilitate de trade short cu targetare, în opinia mea, corectă spre 10.215 pentru o primă fază, iar în condițiile în care acest 10.215 va fi depășit, atunci putem avea o corecție până pe 9.660. Ok, deci astăzi probabilitate de trade short pe Nikkei. Corelând Nikkei-ul, sau după ce am observat ce s-a întâmplat pe Nikkei, bineînțeles că indexul futures al ienului a suferit și el o corecție și vedem un bullish outside bar, dar atenție! Acest bullish outside bar, care sugerează de asemenea o corecție, după părerea mea, are o oprire destul de interesantă pe 10.85, fostă rezistență daily. Întrebarea este dacă va reconfirma această rezistență. Totuși, bara este de o mărime extremă, indică o probabilitate ridicată de reversal și atunci haide să vedem cam care ar fi zonele de corecție interesante, zone care ar putea avea și o rație FIBO interesantă pe în acea zonă. Și să luăm acest swing cu ultimul low. O clipă. No. O să mergem pe high-ul precedent, high-ul extrem precedent, pentru că acela ne interesează. Ok. E, acum putem vorbi de zone de corecție. Și observăm, se evidențiază câteva zone interesante. Avem o zonă daily la 11.50 cu 38% retracement. Nu este o zonă foarte evidentă, după părerea mea. Mai degrabă 50% retracement ar fi cel mai corect în apropierea zonei lunare de la 11.90-12 ar fi corecția cea mai interesantă. De asemenea, se mai remarcă și retracement-ul de la 12.07 pe o fostă zonă de suport daily. Da? Ok, deci iată și o să trasăm această zonă daily ca să o vedeți. Ea e destul de evidentă. O să trasăm imediat această zonă. Iată zona de suport. Se vede foarte bine. Și a spune că o corecție interesantă este foarte fain trasată la 61,8%. Indexul futures al francului elvețian. Indexul futures al francului elvețian, respingere frumoasă din zona lunară de la 1,0732, un bullish bar de mari proporții, presiune de buy pe această fostă zonă săptămânală sau zonă pivot săptămânală de la 1,0833. E foarte posibil să avem o corecție care, în opinia mea, ar putea să meargă până la 1,0934 și hai să vedem de ce 1,0934, pentru că este foarte probabil că acolo să avem un retracement frumos de 50%, ba chiar 61,8%, este undeva între cele două zone Fibonacci și a spune că în condițiile în care vom avea un break, va trebui să urmărim de asemenea și zona daily de la 1.086.30, unde avem 38% retracement și observați fostul suport care ar putea juca rol de rezistență. El este
Această zonă de la 087-33 a mai jucat rol de rezistență și aici, pe acest swing, și ar putea fi un pivot interesant. De asemenea, să nu uităm că zona de la 10-934, această zonă între 50, este susținută și de un fost rising window care ar putea juca rol de rezistență. Deci, iată o posibilă corecție destul de interesantă pe indexul francului elvețian și a spune că suntem în fața unui pattern interesant de reversal, inițial un inside bar, după care triggerul inside barului, care este o bară bullish foarte puternică, ceea ce ridică probabilitatea către tranzacții long. Ok, și acum goldul, aurul. Revenire pe 1590, zona daily, o bară nesemnificativă, a spune că s-ar putea să avem un scenariu de sideways între 1590 și 1560, totuși corecția pare să fie începută și nu excludem o probabilitate de spargere a 1590 și urcare înapoi spre 1630, zona săptămânală. Standby deocamdată să vedem ce reacție vom avea pe 1590,4, zona daily. Principalele produse valutare, și anume EURUSD, vom începe cu EURUSD-ul. Această pereche, un bearish outside bar foarte frumos, cu trecere sub zona săptămânală de la 1.356 și targetare într-o primă fază spre 1.3, zona daily, probabilitate de trade short și targetare în condițiile în care vom avea o spargere la 1.3 spre 1.2800. Nu sunt foarte multe comentarii, este clar trendul down. De asemenea, se remarcă divergența bullish ascunsă în formare, o divergență care în condițiile în care prețul trece sub 1.3 va fi o divergență anulată. GBP/USD. Atenție la 1.3, bineînțeles. GBP/USD, o deschidere cu gap, o revenire pe zona lunară de la 1.5200. Întrebarea va fi dacă această 1.5200 va fi confirmată ca rezistență și are toate șansele să fie confirmată ca rezistență printr-o respingere din 1.5200. Trendul rămâne în continuare un trend bearish. În acest caz, o respingere în 1.5200 va trimite prețul înapoi spre 1.5071, care devine, bineînțeles, zona daily de suport ca urmare a acestei respingeri interesante. Deci, iată, avem o situație de așteptare pentru confirmarea sau infirmarea lui 1.5200 ca rezistență, dar cu probabilitate mai mare de confirmare și continuarea trendului short. USD/Yen. După o lungă perioadă de uptrend, se pare că avem un bearish outside bar de mari proporții și cu o probabilitate de trade short. Bineînțeles că o trecere sub 90-36 pivot daily va trimite prețul spre 88 și spuneam eu la un moment dat că o corecție interesantă pentru USD/Yen ar fi o zonă lunară, zona lunară de la 85. Hai să vedem dacă acest 85 ne satisface condițiile și din punct de vedere Fibonacci și vom trasa rația Fibo de pe high-ul extrem, de pe minima extremă până pe high-ul extrem și observați, în apropierea lui 85 avem rația 85-81, avem rația Fibo 50%, deci un retracement de 50%, susținut, dacă vreți, și de această fostă zonă lunară cu număr rotund 85. De asemenea, e posibil să fie ceva probleme în legătură cu corecția și s-ar putea să avem o stopare înainte de a ajunge la 85 pe zona 38%, zona săptămânală, cotă 88, număr rotund.
Ok, deci probabilitatea de trade pe ziua de astăzi pe USD/JPY vă înclină, deci balanța este înclinată în aceste condiții spre tranzacțiile short, condiția fiind ca să avem depășită această zonă de la 90, 27, 90, 37, fostă zonă de pivot, ulterior targetând zona, așa cum spuneam, de la 88. USD franc. USD francul, iată trecere după ce am avut o cădere destul de interesantă în cursul zilei de ieri, deci dimineața am avut o cădere interesantă. Am avut pe urmă o urcare deosebit de puternică spre sfârșitul zilei de trade, formându-se un bullish bar destul de puternic cu close-ul peste zona 90-288, ceea ce readuce probabilitatea de trade, probabilitatea de trade long pe USD franc cu targetare spre 9400. Din punctul meu de vedere, o eventuală intrare în trade pe USD franc va trebui făcut după ce 93.39, maximul zilei de ieri, va fi depășit. De asemenea, nu excludem un scenariu de revenire pe 92.88 mai întâi și pe urmă, deci un fel de consolidare și de abia după aceea plecare iară spre long spre 9.402. În condițiile în care Euro-USD-ul își continuă trendul descendent, corelația cu USD-CHF-ul nu poate să ne spună decât un trend ascendent pe această pereche. Australian USD, pardon, USD CAD, mă scuzați, USD canadian, canadianul, trecere peste 1.0234 zona daily, 1.0234, 1.0230 zona daily, un nou maxim, probabilitatea de trade rămâne în continuare long. E posibil să vedem mai întâi o retragere pe această zonă de la 1.0230 și continuare ulterioară a trendului. Observați că 1.0230 este un retracement de aproximativ, spun eu, 61,8% din bara daily de ieri și de aici a plecare ulterioară în up, din nou pe long. Din câte se vede, divergența pe care era în construcție și mă refer la divergența bearish clasică începe să în cursul zilei de astăzi, dacă vom vedea o nouă maximă peste maxima zilei de ieri, această divergență să fie anulată. Deci probabilitatea de trade long în continuare pe USD CAD. Hai să ne uităm puțin pe graficul weekly, vedem cam care ar fi targetarea și observați că USD CAD-ul se îndreaptă rapid spre o zona 103, 103 și 17, o zonă de fostă rezistență săptămânală și ulterior, dacă acest 103 17 va fi depășit, vom mai avea o dată 103 60, iar o fostă rezistență săptămânală și zona foarte clar delimitată de la 104 25. Și probabilitatea de trade continuă cu targetare spre 104 25, ne întoarcem la graficul daily. Australian USD. Australian USD își continuă, dacă vreți, consolidarea între 1.0357 și 1.0230. Nu a făcut nimic interesant în cursul zilei de ieri, a făcut într-adevăr o bară bearish cu caracteristică de inside bar, dar acest scenariu de sideways mă pune în gardă și mă face să aștept o reacție mai clară pe acest 1.0230 sau, cine știe, pe 1.0357. Dat fiind că e foarte posibil ca dolarul american să întărească destul de puternic, avem o probabilitate mai ridicată de breakout la zona de la 1.0230, dar va trebui să așteptăm acest breakout și să nu ne hazardăm în a anticipa acest breakout și să așteptăm mai întâi reacția. NZD USD-ul. NZD USD
De asemenea, rămâne într-o stare de consolidare deasupra lui 0,83. Ieri am avut o bară bearish destul de interesantă cu presiune la 8.300. Foarte bine în ultima perioadă. Limitele unui side-way sunt între 8.393, 8.400 și 8.300. De asemenea, marșând pe ideea unui dolar care se întărește, rămânem la concluzia că probabilitatea de trade este mai degrabă de breakout la 8.300, deci probabilitate de trade short. Rămâne să vedem acest breakout realizat pentru o targetată ulterioară spre 8.200. Doamne și domnilor, aceasta este analiza tehnică daily de astăzi. Vă reamintesc că grupul OPG a intrat în ultima parte a ciclului educațional, parte în care noi discutăm clasificarea, determinarea, clasificarea și, bineînțeles, formarea setup-urilor în următoarele 2-3 săptămâni, după care ciclul educațional se va relua. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi verde. La revedere!